Pacea Domnului, aș vrea să vă spun ce mi-a arătat Domnul ieri noapte și cred că e valabil în ultimele mesaje pe care le-ați spus. Mi-a arătat Domnul că trebuia să trec o apă foarte mare. O apă mare, tulbure, așa cum e Timișul, care vine după ploi cu multă putere. Și m-am gândit, eu intru în apa asta, trebuie să trec dincolo, apa mă va aduce, că e foarte puternică, mult mai la vale, dar tot voi ieși pe partea cealaltă. În clipa aia am văzut că vine în spatele meu un tânăr, care intră în apă după mine. De-abia când a intrat în apă, mi-am dat seama că e Îngerul Domnului. O suflat înspre mine și în momentul când o suflat, apa s-a tăiat ca și cum tai cu cuțitul untul. Exact ca acum o tai cu cuțitul. Și prin tăietura aia de cuțit care a făcut-o apei, n-am mai simțit nici puterea curentului, n-am mai simțit nici forța lui, n-am mai simțit nimic. Așa am trecut de bine până pe mal dreptul, încă la un moment dat parcă mi se părea că, nu numai că n-am mers la vale, dar am mers parcă și mai sus am ieșit, pe malul celălalt. Și Domnul a vorbit și a zis așa, în momentul când un om trăiește curat, în momentul când omul trăiește după voia lui Dumnezeu, în toate lucrurile, în momentul când omul se păstrează curat din toată inima, când se vede lumină în el, în vorbire, în trăire, în îmbrăcăminte, în încălțăminte, în purtare, absolut în toate, e plăcut lui Dumnezeu, atunci, chiar dacă vine necazul, pentru că necazul nu va ocoli niciodată pe nimeni, este îngăduit, da, să vină ziua de necaz peste fiecare om, în ziua aia treci prin necaz atât de ușor, pentru că Îngerii Domnului cu tine, te scapă, te ajută și nici nu simți cum ai trecut. Doar intri într-o parte și ieși în ailantă fără ca să simți. În momentul când nu trăiești după voia lui Dumnezeu, nu ești plăcut lui Dumnezeu, nu-ți pasă, îți place să trăiești după propria ta fire, după cum îți place ție, după cum îți convine ție și te ascunzi sub numele, după faptul că Iisus te iubește. Este adevărat, Iisus te iubește, dar nu te scapă. Iisus te iubește și are milă de tine până la mormânt. Dar în clipa când vei pleca de pe acest pământ, este judecata dreaptă. Și acolo vei fi întrebat, de ce n-ai făcut asta, de ce n-ai făcut asta? Asta trebuia să faci și alaltă n-aveai voie. De ce n-ai făcut? Ce o să-i spui Domnului? Chiar discutam cu o soră și vorbeam cu ea despre o altă soră și spunea că sora, fiind de la baptiști, au primit că trebuie să meargă cu capul gol și ea n-are cum să se schimbe. Nu contează, ea merge la rugăciune fără batic pentru că Dumnezeu o iubește. Este adevărat, Dumnezeu te iubește. Dar cea mai mare este erezie care poate exista în creștinism este să crezi că Dumnezeu te și ascultă, te iubește, te ascultă, da? Și te scapă, indiferent că tu ești firesc și că nu vrei să crești. Este adevărat că putem să venim la Dumnezeu așa cum suntem și oricum, cu poverile noastre, cu necazurile noastre, cu scădențele noastre, dar nu avem voie să rămânem acolo. Trebuie să ieșim de acolo, trebuie să creștem acolo și asta. Și în afară de asta sunt mulți care ori primit rău credința și țin rău pentru că este mai ușor. Am un frate bătrân cu care discut multe lucruri, are 80 și ceva de ani și un om al lui Dumnezeu deosebit, da? Și când nu vorbesc cu un om care doar postează, ia mesaje de pe YouTube și le pune pe grup. Vorbesc despre un om în viața căruia Duhul Sfânt a lucrat. În viața căruia Duhul Sfânt și-a arătat slava, puterea, da? Și s-a văzut că a dus rod. Și omul ăla spunea că, fratele ăsta spunea că oamenii caută în ziua de astăzi și se împotrivesc pocăinții adevărate pentru că e grea. Le place religia cea mai ușoară pentru că le convine lor, dar religia asta ușoară și drumul ăsta larg pe care își aleg nu-i va mântui și nu-i va scăpa de pedeapsă sau de focul veșnic. Deci îndemnul meu în această zi este ca să căutăm toți în viața noastră, nu ceea ce ne place nouă,
Pentru că nu este important ce îți place ție, este important ce îi place lui Dumnezeu la tine. Și atunci când tu stai în ascultare de Dumnezeu și atunci când tu stai, trăiești cu Dumnezeu și atunci când faci voia lui Dumnezeu, te încadrezi în Psalmul 1 și stai la umbra celui preanalt și sub ocrotirea celui atotputernic. Pentru că acolo stau doar oamenii care știu să se facă plăcuți lui. Fiți binecuvântați!